Bună seara și sărbători fericite, dragii mei! Bine v-am regăsit la VSTV Regional într-o frumoasă emisiune de Crăciun în straie, spunem noi, de sărbătoare. Multă muzică pentru dumneavoastră, multe povești interesante, multe fete frumoase. Într-un cuvânt, încercăm să vă pregătim o seară magică! După cum știe toată lumea, Crăciunul este sărbătoarea familiei, sărbătoarea copiilor. Mie îmi place întotdeauna ca în emisiunile filmate în preajma Crăciunului să am copii frumoși și copii talentați. Și din acest motiv am avut-o pe Isa și anul trecut în emisiunea de Crăciun și am ținut neapărat să o avem și în acest an. Isa, bine ai revenit la emisiunea noastră! Poți să vorbești în microfon? Îți mulțumesc pentru că ai venit la emisiune ca să ne cânți câteva piese frumoase. Isa, câți ani ai tu acum? Acum am 8 jumate. 8 ani jumate, cât aveai 7 jumate, deci acum trebuie să ai 8 jumate, da? Ce ai mai făcut tu de când nu ne-am văzut în anul acesta, în 2015? Am făcut clarinet și blocflăte. Clarinet și blocflăte. Dar cânți foarte mult și cu vocea. Da. Și ce îți place mai mult? Vocea dintre toate. De ce? Pentru că e mai fain să cânti decât. Cred că atunci când cânti cu vocea, poți să cânti singură, nu? Da. Și când cânti cu clarinet și bocflăte, trebuie să? Cânt cu tata sau cu oricine. E cam greu să cânti de unul singur, să cânti solist, așa-i?
Dar e bine că studiezi și acele instrumente, nu? Te ajută, da, pentru melodiile care le cânți cu vocea, te ajută faptul că tu știi să cânti și la un instrument. Da, foarte mult. Te ajută mult. Bine, să vorbim atunci despre melodiile pe care le interpretezi, despre melodiile vocale. Ai înregistrat melodii noi în acest an? Ai primit melodii noi în repertoriu? Da. Cum a fost? Ce ai primit? Știu că astăzi ai venit să ne cânți câteva piese foarte, da, foarte drăguțe. Da. Care le cânți? Lulu, Părinții mei, Maria și Iosif, Ninge peste lume și Noapte de Crăciun. Dintre toate melodiile pe care le cânți, care îți place cel mai mult? Maria și Iosif. Poți să-mi spui și de ce? Pentru că... Ce înțelegi tu din această melodie? Că e nașterea lui Isus. Da. Care este de fapt? Crăciunul. Crăciunul, nu? Da. Așa, o sărbătoare foarte mare, da, da? Deci este vorba despre nașterea lui Isus, despre Iosif, despre Maria. Da. Și de ce îți place această melodie? Îți place linia melodică sau îți place mesajul transmis? Nu, îmi place... versurile îmi plac mult. Frumos. Ce, pe unde ai mai cântat în ultimele luni? Nu prea știu unde am cântat. În atât de multe locuri încât nici nu poți să-ți mai amintești, nu? Da, foarte multe. Și peste tot ai primit aplauze? Da, multe. Unde? Unde ți-a plăcut în mod deosebit să cânți? Nu știu, peste tot mi-a plăcut. Povestește-mi de cel mai important concert pe care l-ai avut în 2015. Imposibil să nu ți-a plăcut unul mai la mult decât altul. Teatru. Așa. La teatru. Și cum a fost? Foarte frumos. Ce s-a întâmplat acolo? Am primit, cred că, 100 de aplauze. Și ți-a plăcut mult? Da. Și tu vrei să cânti ca să primești și mai multe aplauze, da, nu-i așa? Cam unde te vezi tu așa pe tine peste câțiva ani cu muzica? Nu știu, să fiu o mare artist. Da, e artist, foarte frumos. E foarte frumos ce-ți dorești. Apropo de mare artistă, știu că ai avut un concert în luna decembrie, un concert foarte important alături de corul Euterpe, da? Da. Cum a fost să cânți cu ei? Greu, dar am studiat. De ce e greu să cânți cu un cor? Că poate greșesc de unul sau mă încurc. E greu. Dar tu ești o artistă și o artistă nu trebuie să se... teme. Ai văzut? Pentru că suntem, iată, în vremea Crăciunului. Ce înseamnă Crăciunul pentru tine? Nașterea lui Isus. Așa, și pe lângă asta mai vine și... Cadourile. De la Moș Crăciun. Da. Așa? Și altceva e frumos că? Că îi zăpadă. Ai văzut? Și îmi place mult să fac oameni de zăpadă. Așa. Cât de mare a fost cea mai mare pe care l-ai făcut vreodată? Nu știu, cam atâta. Anul ăsta faci mai mare, da? Da. Promiți? Da. Bine. Isa. Îți mulțumesc că ai venit să ne cânți câteva piese foarte drăguțe și eu sper să ne vedem și anul viitor cu ocazia Crăciunului. Ok. Să fie o noapte curată, noi toți să uităm ce somnul și clopotim. Credința cea fără de nume.
începe deodată Crăciunul și e bucurie pe lume și nu suntem singuri niciunul. A noastră e taina aleasă că vine pe lume Crăciunul. În anii 80 era o comedie interesantă care se chema ceva de genul Dacă e marți, e Belgia. Ei, parafrazând acest film, am putea spune Dacă e Crăciun, e Anda. Pentru că anul trecut, în emisiunea de Crăciun, am avut-o pe Anda și iată că și anul acesta, în emisiunea de Crăciun, o avem pe Bine ai venit, Anda! Bine v-am regăsit! Anda, anul trecut 12 ani, anul acesta 13 ani, cu o carieră muzicală pe o pantă ascendentă, cu foarte multă experiență acumulată în acest an, cu o voce din ce în ce mai frumoasă. Anda, ce a însemnat 2015 pentru tine? Pentru mine 2015 a însemnat un an cu fericire, bucurie, râsete, prieteni, carieră. Ce înseamnă fericire pentru și carieră, o să te întreb apoi, pentru o tânără de aproape 13 ani? Cum ai definit tu fericirea? Pentru mine, sincer, fericirea e să-mi văd familia fericită, prietenii fericiți, să ieșim undeva, să ne distrăm, cam așa. Place, la 13 ani idealurile înseamnă prieteni, familie, frumos. Și ce înseamnă carieră pentru o tânără domnișoară de vârsta ta? Carieră ar însemna să mă lansez cumva în muzică, să ies cât mai mult, să arăt ce pot. Cum vezi tu? Cum ai pune tu? Să spunem că ai avea posibilități, buget nelimitat, ce știu eu, deci fără impedimentele de care ne lovim cu toți în viața de zi cu zi. Cum ai vedea tu cariera ta construită așa pas cu pas? Nu știu, mi-ar plăcea foarte mult să ajung ceva, cineva mare, cineva acolo sus. Adele, care are melodia pe toate postele de radio și așa nimeni nu mai suportă sau cum. Dar cum ai pune fundamentul acestei, cum ai construi aceste trepte până acolo sus? Cum ai vedea drumul tău? Cum ți l-ai pune la cale?
Multă muncă, în primul rând. Foarte ceea multă ce faci muncă. Deja, nu? Da. Mult mai mult decât fac eu în momentul ăsta. Deci, în concluzie, mama, deci de acum, temele la o parte, au spus și ea din emisiune că trebuie mai multă muncă. Mulțumesc, Adi. Priviri înflăcărate ne săgetează de acolo din spate de undeva. Bun, deci mai multă muncă. Deci nu știu. Ok, am să văd. Bun, 2015. Ce a însemnat față de 2014? Ce, din punct de vedere muzical pentru tine? M-am lansat puțin mai mult decât în 2014, dar am făcut-o, am avansat, zic eu, și nu știu. Concursuri, festivaluri, emisiuni? Unde da, am concurat la foarte multe concursuri în 2015, mai puține decât în 2014. Am luat mult mai multe premii. Pot să spun că am început, am pășit pe prima treaptă pentru... Ți-ai ales cu grijă locul unde a apărut, mai puțin, dar mai rafinat și mai bine țintit, am înțeles. Exact. Ce se întâmplă cu toate aceste... Pentru că la ora actuală în România, cine vrea să se lanseze în muzică, e clar, merge la emisiunile acelea, Vocea nu știu cui și nu știu ce, nu știu cum, cu juriu, cu de toate. Cum privești tu aceste emisiuni și poți participa la ele sau care e treaba? Deocamdată nu pot participa. Limita de vârstă ar fi de la 14 ani în sus sau de la 16. Și deocamdată sunt prea mică pentru a participa. Deci tu vei împlini 14 peste un an în ianuarie, da? Da. Așa. Deci în februarie deja, mama, când mergem la București, nu? Parcă te văd. Eu de-abia aștept, crede-mă. dacă ar fi după tine, ți-ai face acte de identitate false ca să mergi acum, ca în filmele americane, nu? Anul trecut îmi spuneai că enumerai tot repertoriul tău muzical, îmi spuneai cam ce genuri de muzică îți plac, ai adăugat ceva între melodiile pe care le interpretezi, un gen nou, o piesă nouă? Un gen nou, am început să cânt mai multă populară, ceea ce acum îmi place foarte mult. E foarte, cum să mă exprim eu, indicat în vremurile grele în care trăim ca un solist talentat să cânte populară din diferite motive, în principal cele care țin de viitorul asigurat al unui artist. Da, ca exact. Să vorbim așa cifrat pentru cei care se uită la emisiune și nu trebuie să înțeleagă prea mult. Cum îți place această populară? Mai mult etno, nu chiar populară. E bine. Dar pe viitor mi-ar plăcea să găsesc și alte melodii care să mi se potrivească și pe care să le pot cânta și să-mi iasă cât de cât bine. Apropo de evoluția muzicală, îmi spuneai că și profesora ta de canto, Claudia, da, Ștețco, a observat că ai făcut reale progrese. Există vreo piesă foarte grea pe care de-abia în ultima vreme a început să meargă pentru tine? Am început acum o piesă pentru festivaluri care se numește Eu poveste și cred în ea. Și dintre toate melodiile pe care le-am cântat, mi se pare cea mai grea melodie. Și o să vedem această piesă interpretată de tine la festivalul din ianuarie, da? Da. Ce îți propui în afară de acest festival de început de an, ce îți propui pentru 2016? Și mai multă muncă, pentru că doar așa pot să ajung undeva și să fac ce-mi propun. Copiii din ziua de azi, copii de 13 ani care în loc să se joace, în loc să stea pe calculator, vor să muncească, Da. Și pentru că acest brad frumos de lângă mine mă trage de mânecă, hei, prietene, nu uita, este Crăciunul, trebuie să te întreb puțin despre Crăciun, despre cum vede o domnișoară de 13 ani Crăciunul. Pentru mine cel mai important ar fi să-mi petrec un Crăciun în familie, pentru că spiritul acela de Crăciun în familie e total diferit de alte Crăciunuri petrecute cu prieteni, cu cunoștințe. Mai ai timp pe lângă școală și muzică de familie, de prieteni, de cunoștință? Foarte puțin. Ce faceți? Ieșiți? Vă vedeți? Da, cel mai mult în weekend și asta ocazional. Și școala? Școală foarte multă pentru că sunt clasa 7-a și... Cum se împacă cu muzica? Greu, dar se împacă. Și ce părere au colegii de hobby-ul tău? Ești deja o mică vedetă în clasă? Unii sunt de acord, unii pot să spun că sunt geloși, pentru că îmi dau seama din cum se comportă și... Și există și a treia categorie a celor care zic, de ce nu cânti hip-hop?
Există hip-hop, există manele, există... Cânți? Eu nu cânt manele. Dar niciodată nu e prea târziu să... Niciodată nu. A să vorbim cu mama să vedem. Ar fi indicat să... Da, nu? N-ar fi indicat, da? Ai văzut? Deci nu se știe niciodată. Bine, Anda. Până la Crăciunul lui 2016, când am o presimțire că din nou ne vom vedea, dacă ne ține Dumnezeu în viață pe toți, îți urez un an cât mai bun, cât mai multe succese și să te vedem acolo. Mulțumesc. Să te auzim la toate posturile de radio și să te vedem peste tot. Să sperăm. Secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and a major lift. The perfect key, confusing hallelujah, hallelujah. Cu
sănice trec în coadă, se joacă fachidu și și se bucură de iarnă. E Crăciun și nici iar am suflet de copil și în orice fulgi de-a văd copilăria mea. E Crăciun și nici iar am suflet de copil și în orice fulgi de-a văd copilăria mea. Snow.
Christmas cool by rye. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Lali și Julie Miltaler, două nume care pentru majoritatea ardenilor nu mai au nevoie de nicio prezentare, poate doar pentru cei mai tineri, pentru că dumneavoastră cântați Evergreen-uri, adică piese apreciate de cei așa de vârsta noastră sau puțin mai mult. Exact. Ce mai fac Lali și Julie? Mulțumim, bine. Cântăm, deci așa cum ai zis, muzica noastră place celor de vârsta a doua, a treia, dar să știți că și celor tineri. Sunt tot mai mulți care deja s-au orientat spre muzica Evergreen și se mai lasă de, nu vreau să zic de care. Dar știți foarte bine că, de exemplu, muzica anilor 80 este mereu actuală și revine în forță, mereu. Revine. Și, din fericire, ca să nu zic din păcate, acele melodii rămân.
pentru posteritate, să zic așa. Melodiile de astăzi apar o săptămână, două, sunt în top și după aia dispar. Da, m-am întrebat și eu care ar fi explicația, pentru că în anii 80, chiar și 90, aveam mult mai multe hituri care rămâneau acum puține, unul, două pe an, melodii care să... Nu știu, probabil, din punct de vedere, el poate mai multe să spună că este specialist. Nu știu, din punct de vedere muzical, orchestral... sau alea sunt șlagăre, iar cele actuale se orientează după ritmul, curentul de acum. Exact, exact. Dumneavoastră sunteți o prezență rară, dar constantă în muzica rădeană. De câți ani deja? El, să vă spună, el de foarte mulți ani, eu din, cam din 94, împreună cu el, cam deci, așa cântăm, din 94, dar el, predau microfonul să spună el. Eu am cântat... cu formația Carusel, am fost ghitaristul formației Carusel și a fost cea mai bună formație pe vremea aceea în Arad. Am cântat la festivale, pop în București, am cântat la mare, fiecare sezon de vară am cântat la mare și iarna la Poiana Brașov. Deci noi am trăit, am fost profesioniști. Cum era muzica de atunci față de... Muzica de atunci a fost extraordinară, a fost... toată lumea a cunoscut toate piesele, au fost atâtea formații, Beatles, Rolling Stones, deci noi practic am crescut cu Beatles. Și atunci, de acolo a început tot curentul ăsta cu ghitări, cu pop, cu rock. Și au apărut foarte multe formații după aceea, dar pot să spun că sunt fericit că am crescut cu Beatles și că pentru noi aia a însemnat adevărata muzică. Se învăța muzică pe atunci, acum trebuie doar să ai un calculator să știi să desenezi niște ritmuri, mă gândesc. Da, după cum spuneam, o prezență constantă, dar oarecum rarefiată așa pe scena muzicală din Arad. De ce așa puțin prin Arad? Am fost mult timp am cântat în Arad. Am cântat petreceri, nunți, a fost emisiunea lui Sorin Ghilea, unde am cântat ani de zile, a fost un program Fiți cu ochii pe noi, care a avut un succes foarte mare, unde am primit și diploma de cea mai lungă colaborare. Deci am colaborat foarte mult cu televiziunea din Arad. Și după aia am cântat foarte mult în străinătate. Da, aici voiam să ajung. Știu că în ultimii ani ați activat mult în străinătate. Am fost în Italia, am cântat în Austria, am fost cu Florin Piersic într-un turneu în Austria, în show-uri. Ricky Dandel. Florin Piersic a susținut monolog cu... Fularul la Gheda, da, știm. Și noi am cântat între timp, în pauze, am cântat piesele noastre. Și apoi a fost un bal. Și cea mai mare realizare a fost că am cântat 6 luni în Germania, într-o stațiune la Bad Liebenzell, în Pădurea Neagră, într-un restaurant splendid de 400 de locuri, unde a fost arhi plin în fiecare seară. Deci cum începi acolo să cânti prima piesă, tot ringul e plin, un ring splendid. Și vin oameni până la peste 90 de ani. De exemplu, foarte interesant, după ce se cântă acolo un English Waltz, un tango, o rumbă lentă, a venit un moșulică de 92 de ani cu un baston. Și vine la mine și îmi spune, nu vă supărați, eu n-am venit să dorm aici. Mie să-mi cântați un rock and roll. Rock and roll. A pus jos bățul și a început un rock and roll acolo pe scenă, uimitor. Cred că e altă cultură. Chiar vreau să vă spun cum percepi muzica aceasta evergreen, cei de afară, cei din spațiul germanic vis-a-vis de români. E foarte interesant că ei, toată lumea umblă la școală de dans. Așa frumos dansează toate ritmurile. Deci se cântă începând de la English Waltz, la tango, rumbă, cha-cha-cha, chive, rock and roll, hituri, samba, astea sud-americane, merengue și toate ritmurile astea se trebuie alterat cântat. Interesant, se cântă 4 piese, 5 minute pauză. Se ia loc, după 5 minute, iară 4 piese, iară toată lumea vine la dans, să se schimbe partenerii, știi? După aia, la fiecare oră, un sfert de oră pauză. Așa, n-a fost programul foarte greu, foarte fain a fost. Acum sperăm că anul ăsta o să mergem iară vreo 6 luni. Deci sunt alte cerințe muzicale decât aici la un eveniment, să spunem, sau într-un restaurant, nu? În Germania. În Germania, da, sunt acolo oamenii vin special să danseze. Mai bine, aici vine vârsta de la 40 de ani în sus la restaurant, cei care dansează, că tineretul merge la discoteci și alte.
dar lumea, mai ales pensionarii, se distrează acolo și este cine a fost zilnic a venit și a venit de la 40-50 de kilometri. Pentru că suntem în zona sărbătorilor de iarnă, ce înseamnă pentru doi artiști sărbătoarea Crăciunului? Sărbătoarea Crăciunului pentru noi înseamnă bucurie în suflet, distracție în familie, întrunirea familiei. Noi de Crăciun seara, eu cu chitara, mergem și colindăm la neamuri, la prieteni, așa că nu numai în familia, și în cercul prietenesc suntem împreună de Crăciun seara și colindăm toate colinzile astea românești frumoase și englezești. E bine, e frumos, ne bucurăm să avem oameni ca voi în Arad, în mijlocul nostru, care ne încântă, chiar și cu ocazia Crăciunului. Vă mulțumim că ați venit astăzi la emisiunea noastră și ne-ați colindat frumos. Mulțumim și noi la fel, vă mulțumim. Și urăm la toată lumea sărbători fericite, un Crăciun fericit și anul nou fericit la toată lumea. Mulțumim frumos! Și nu numai, Crăciunul este poate principala sărbătoare a stomacului. Se mănâncă bine, se mănâncă începând la sarmale, până la prăjituri toate și pentru că este Crăciun, nu-i așa? Nu am putut să nu invităm pe cineva din acest domeniu al artei culinare, dar după cum vă spuneam și mai devreme, mie îmi place foarte mult să am fete frumoase la emisiune, așa că m-am gândit să fac cumva să chem pe cineva din domeniul culinar, dar care să fie și o tânără foarte drăguță și prezentabilă, oarecine să fie, tata, Ifigenia Duma. Ifigenia, ok, Ifi, pentru prieteni, sper că mă pot număra printre ei. Ifi, o fată frumoasă și talentată și multilateral dezvoltată, aș putea spune. Așa se pare. Pentru că în decursul anilor am avut plăcerea să te am la emisiune odată ca și fotomodel, da? Apoi da. Ai fost ca și hairstylist da. O perioadă. Apoi ai lansat propria ta creație de rochițe de, de rochițe de seară. Și acum vin calitate de... Încă un nou
Hobby. Hai să zic speci- așa. Hobby, mai da, mult da, decât hobby, a devenit deja o pasiune destul de dezvoltată. Un blog, ești acum cunoscutul blogger de pe internet care are site-ul Sarea în Bucate. Da, sau Sarea ceva în Bucate. De genul acesta, Sarea în Bucate. Ifi, de ce Sarea în Bucate? Nu știu, așa mi-a venit. Mi-aduc aminte de lectura din copilărie. Și cam toate rețetele vin din copilărie ca inspirație și ca, ca hobby. Mă gândeam că vei găsi o denumire mai așa stil Ifi, știi? Mai banii puțin, mai... Nu am vrut să sune ca și cum mi-aș face reclamă mie. Am vrut mai mult să scot în evidență pasiunea pentru ceea ce fac. Necesitatea unei mâncări bine exact, echilibrate din punct exact, de vedere al condimentelor. Da. Cum ai trecut de la, iată, de la design vestimentar, pasiune pe care o credeam că o vei dezvolta și vei ajunge undeva foarte, foarte, cum ai reușit să treci într-un domeniu oarecum total fără nicio legătură cu, cu moda? Am încercat să dezvolt ceea ce mi-a plăcut mereu să fac în timpul liber. În afara jobului de zi cu zi pe care l-am stabil, timpul mi-a permis să experimentez. Tot ceea ce mi-a plăcut să fac, am făcut cu pasiune, cu dăruire și am împărtășit cu cei din jur. Asta m-a ajutat foarte mult. Cei care au observat și le-a plăcut fiecare latură pe care am arătat-o, au avut grijă să mă încurajeze și să mă facă să merg mai departe de fiecare dată. A fost chestia cu, cu mâncărurile, a fost pe principiul, am făcut o clătită, a spus tata că ce bună este și ceva de genul acesta? Nu, nu. A? Mi-a plăcut de când am fost mică să gătesc, consider că am avut cei mai buni învățători pe mama mea și pe bunica mea și am fost sigură că nu are cum să nu iasă bun. Cu atât mai mult cu cât mi-a plăcut să și decorez și să ornez tot ceea ce am pregătit. O calitate foarte utilă și tot mai rară, din păcate, în ziua de astăzi, la fetele frumoase, gătitul. Mulțumesc! Bun, și când ți-ai dat seama că totuși faci asta, poți să faci asta la nivel totuși semiprofesional, adică să faci un blog și pe care să pui pozele acelea de mă uit și salivez tot timpul și vine să te suni, Ifi, fă și mie o porție. De gătit gătesc de foarte mulți ani, pot să zic de când eram în liceu, însă de postat am început să postez dintr-o joacă pe Facebook și în urmă cu 2 luni m-a întrebat cineva dacă fac și la comandă. Văzând că postez atât de des și constant și aranjez ceea ce gătesc, m-a întrebat dacă nu vreau să fac pentru un majorat de 40 de persoane. Și am zis de ce nu. Atunci am început, am avut ocazia să și pozez mai multe feluri de preparate, să le aranjez și așa mai departe. Am postat și comenzile au început să apară. Te bate gândul să îți faci o diplomă, o specializare în domeniul aprofundare? Am făcut și un curs de bucătar acum 1 an și jumătate. Am făcut-o din pasiune, fără să am comenzi. Da. Comenzile le-am de aproximativ 2 luni de zile. Tu știai să gătești de acasă, de la mama și la bunica. Da, m-a învățat mama și bunica. Cei mai buni profesori, adică în fond... Cei mai buni. Bun, ce gen de bucate, ce direcție, pentru că poți alege, adică arta culinară e foarte vastă, poți să te specializezi pe dulciuri, pe mâncăruri tradiționale românești, pe mâncăruri exotice, chinezești, pe care sunt punctele tale forte? Am început cu tocănițe, ciorbe, mâncăruri tradiționale, simple, însă treptat mi-am dat seama că pentru a-mi dezvolta și latura asta artistică, să decorez, să ornez, cel mai bine merg prăjiturile și torturile. Așa că m-am axat pe prăjituri și pe torturi, care se cer mai tot timpul și care îmi dau și ocazia să-mi pun în practică ceea ce îmi place să fac. Ești dulce și prepar dulce, nu? Să zicem, ceva de genul. Dulce da, pentru unde unii. Vezi? E bine că te-am întrebat dacă spre ce domeniu al artei culinare te îndrepți, pentru că să fii specialist în prăjituri e ceva. Da, este destul de greu și necesită multe ore de experimente, efectiv experimente. Ce te faci că în ziua de astăzi fetele au această oroare vis-a-vis de carbohidrat și de zaharuri? Cum te descurci cu ele? Ce prăjituri le recomanzi atunci? Le recomand mai mult prăjiturile reci decât cele cu creme și cu blaturi, prăjiturile reci, gen cheesecake-uri, care sunt la modă, cum ar veni în ziua de azi. Consider că nu sunt atât de dăunătoare pentru silueta. Cum procedezi? Găsești rețete cunoscute pe care începi să le faci și să vezi cum îți ies sau experimentezi și creezi tu propriile combinații?
Nu pot să spun că am creat cap-coadă o rețetă singură. Am luat și de pe internet, am căutat pentru că m-a interesat. Sunt abonată la foarte multe pagini de gătit și pagini culinare. Combin în funcție de ce am învățat, în funcție de ce am și în caietul cu rețete al bunicii și în funcție de ce găsesc nou. Fac și combinații. Nu am inventat până acum nimic 100% original. Dacă îți dorești, nu? Practic... Doresc foarte mult și încerc. În fiecare zi pot să spun că încerc ceva se nou. Se poate, la cât de mult se mănâncă în lumea asta, nu cred că mai poți inventa ceva nou. Adică, în fond, cineva a avut ideea înaintea, da, nu? Cu siguranță ne inspirăm de undeva, dar putem să punem un pic de originalitate cam în tot ceea ce facem. Un pic mai mult piper. Puțin mai mult, da. Bun, suntem la prăjituri. Uite, în perioada Crăciunului, cu siguranță că hai să nu vorbim din punct de vedere al marketingului, de comenzi și așa mai departe, cam ce îți place să gătești? Cam ce zice lumea că se cere? De sărbători? Da, acum în sărbătorile de iarnă. Am primit câteva comenzi deja pentru Crăciun și Revelion și majoritatea au spus că își doresc tort de ciocolată, dar să nu fie foarte dulce. Toți știm că ciocolata e destul de dulce. Amăruie. Da. Există. Există, da. Am o rețetă destul de interesantă, care are la bază exact elementele tradiționale, scorțișoara, mărul și portocala și un pic de coajă de lămâie. Este un tort de ciocolată cu un blat care se comportă când îl tai exact, are consistența cheesecake-ului. Nu este atât de bogat în calorii și îl recomand. Da, este destul de gustos, v-am adus și vouă să puteți destul, da. Destul de gustos, da, depinde de gusturi. Apropo, o să-l puteți pentru gusta că, după pentru emisiune. Că, știi, tu ai impresia că mă uit la tine, de fapt mă uit prin tine așa la chestia aia care stă acolo. Te uiți în spate, acolo. Oare ce să fie? Exact, da. Ai venit cu acest tort, acum ai dezvăluit surpriza, este despre acest cheesecake de care spuneai sau consistența unui cheesecake? Consistența unui cheesecake, dar se face la cald, se face în cuptor și acesta. Pe bază de, să-mi imaginez deja cât timp mai fac interviu cu tine până să apucăm să gustăm cu toții din acea delicioasă prăjitură, să-mi imaginez că ne așteaptă un gust de scorțișoară și măr? Da, scorțișoară, măr, are în componență banane, portocală și coajă de lămâie. Wow, sună... ai mai făcut această rețetă sau ai inventat-o? Am făcut-o pentru... de foarte multe ori pentru că a prins... bine la gust și lumea o cere. Am crezut că omologăm acum la ăștia cu drepturile de autor. Cu ceva care tort, sigur place. Știi, Ifi, tort vest, Ifi Vest TV, știi, special pentru... Bun, ce alte mâncăruri ți-au fost cerute de sărbători? Pentru că mă gândesc că mulți preferă chestii foarte rapide și ușor de digerat, adică nu s-au băgat la chestii exotice. În general mai cere și platouri reci sau tradiționalele cornulețe cu brânză sărată. Merg foarte bine. Ronței 1, ronței 2 și așa trece timpul. Sunt foarte, foarte plăcute la gust și nu sunt așa de bogate în calorii. Această pasiune a ta, arta culinară, îți ocupă cam tot timpul liber? Da. Nu pot să spun că de 2 luni de zile a început brusc, dar este destul de constant și de obicei am comenzi la sfârșitul săptămânii, vinerea, sâmbăta, când stau de multe ori și până la 2 dimineața ca să onorez o comandă care trebuie să fie gata în timp util și ce pot să spun, îmi ocupă destul de mult timp, dar îmi fac timp pentru ceea ce îmi place. Ți-ai găsit acum hobby-ul perfect? Am 3 hobby-uri perfecte, nu renunț la niciunul. Și anume? Toate cele pe care le-am enumerat? Da, coafura... în primul rând, lucratul cu copii, nu pot să zic că este doar hobby-a. E profesie. Profesia mea, da. Coafura, gătitul și așa din când în când, când mai am timp, pentru că mi-a cel mai mult timp, cusutul, croitul. Cum de mai ai timp de toate? Eu cred că tu nu mai dormi deloc. Nu vin toate deodată. De fiecare dată vine... De sărbători gătești în post, da. Coș, nu? Ceva de genul ăsta, sau cum? Câte puțin din fiecare. Da, chiar urma să te întreb care va fi pasul următor al colecției pe care am admirat-o în urmă cu câțiva ani. Dacă ai mai spuneai că mai coși, să ne așteptăm la o surpriză în acest domeniu? Tot m-am gândit de ceva vreme, de vreo 2-3 luni de zile, să-mi adun niște
flori uscate. Aș vrea să încerc ceva cu flori uscate. Să vedem dacă și stau florile cum mi le-am imaginat eu pe haine. Acum telespectatorii mai mucaliți ar putea spune, bă, la fată îi place să coasă, îi place să gătească, să facă, domnule, o colecție de halate de bucătărie. Exact. Da, cu florile mi se pare interesant. Nu știu, cred că am văzut ceva de genul acesta. M-am inspirat și eu din alte părți, dar am și eu ideile mele. La ora actuală, partea bună este că pe internet găsești aproape orice. Găsești aproape orice, important este să-ți placă și să cauți mereu, să vezi ce este nou și de unde te poți inspira. Și partea proastă că te uiți numai 2 minute să vezi ceva și din toate... Te uiți 2 minute și se face unul noapte. Ai văzut? Da. Dar ai timp să te dedici și profesiei tale de a lucra cu copiii. Da, în fiecare zi și după ore și asta este prioritar. Bun, hai să vedem anul 2016 care începe în curând. Cam care ar fi ponderea acestor hobby-uri în viața ta? Cam în ce măsură ai vrea să le exerciți? Sigur, gătitul rămâne, după jobul de zi cu zi, gătitul rămâne prioritar, iar celelalte în funcție de, în funcție de timpul care îmi rămâne. Dar prioritar, după muncă, este gătitul. Îmi place foarte mult. Te-ai gândit vreodată să-ți încep chiar o afacere la modul să-ți deschizi un restaurant sau așa? Am gândit. Cu specific? Specific tradițional românesc. E bine. E bine așa. Știu că tu ai provii sau ai rude în zona folclorică a Aradului. Aș vrea să te întreb despre Crăciun, pentru că suntem în preajma sărbătorii Crăciunului. Despre ce înseamnă Crăciunul în acea zonă. Aș vrea să povestești puțin despre Crăciunul de pe vremuri, dacă ai prins povești acolo prin acele zone. Da, asta m-a și făcut să îndrăgesc gătitul, faptul că de fiecare dată când eram mică, partea cea mai importantă de sărbători erau cele 2-3 zile dinainte de Crăciun în care se gătea. Cam asta era tradiția. De acolo cred că am prins gustul. Ceva anume se gătea sau se tăia porcul? Sau... Se tăia porcul, da, toată lumea știa asta. Acum e pe Facebook tot, da? Da. Și atmosfera, în general, atmosfera de la țară, copilăria la țară este foarte diferită față de copilăria pe care o au copiii care nu au bunici la țară. Văd acum că sunt cu copii în fiecare zi și îmi dau seama ce fel de principii li se imprimă în minte și ce fel de valori vor avea când vor fi de vârsta mea. E trist? Este trist, este puțin cam rece, dar asta cred că încolo se îndreaptă lumea. De ce în ce mai puțin oameni respectă tradițiile și pun preț pe valorile tradiționale. De ce se întâmplă acest lucru? În cauza lipsei de timp și implicării părinților, ca să zic așa, în cultivarea sufletului și nu doar a minții copiilor. Acum a vorbit pedagogul din tine. Puțin. Da, ați văzut cu câtă supărare și agresivitate. Am devenit mai serioasă, da. Seriozitate, tam-tam. Cu asta mă confrunt zi de zi. Cred că e mai ușor să lucrezi cu făine și cu zahăr decât cu oameni. Este puțin mai ușor, dar tot la oameni ajungi. Și la gusturi, și la păreri, și la critici. Da, fii atent, da. Apropo, asta e ca și în muzică. Vorbești cu un artist și el spune, bă, mie mi-ar place să cânt heavy metal, dar nu se vinde. Dom'le, atunci când manele. La tine cum? Zice omul, fă-mi un tort, tu știi să-l faci, fii super tare, dar nu, pui numai jumătate din cantitatea de zahăr, că știi, eu cu burtă, cum ai zis și tu, de ciocolată, dar să nu fie dulce. Cum te descurci atunci? Încerc să-mi dau cu părerea de fiecare dată și să dau un sfat. Cine îl acceptă are de câștigat, cine nu, riscă să-și creeze propria rețetă în care deja nu mai sunt eu implicată și nu mai este amprenta mea. Și atunci dacă spune nu mi-a plăcut, eu ți-am zis că dacă fac rețeta asta așa cum este ea, va ieși gustul original. Dacă nu, deja este altceva și ce pot să spun, fiecare cu gusturile lui. Ify, îți mulțumesc că ai venit astăzi aici și mulțumesc pentru invitație. Nu ne-ai adus sarea în bucate, ci ne-ai adus zahărul care abia aștept să-l gust. La finalul emisiunii vom avea aici o degustare de tort. Ify, mulțumesc și să ne vedem în curând. Atât de mult îmi place când reușim să găsim subiecte inedite pentru emisiunile noastre și beatboxul chiar că e ceva inedit, adică nu sunt foarte mulți cei care îl fac și nu sunt deloc mulți cei care îl fac bine. Invitatul următor se numește Bogdi. Da. Cam atâta și eu despre tine. Bogdi cu beatboxul. A venit Bogdi cu beatboxul. Ce poți să-mi spui în afară de faptul că tu ești Bogdi cu beatboxul? Păi, în primul rând, numele meu de scenă este Bogdan Brang.
Așa. Toată lumea mă știe așa. În al doilea rând, acesta a devenit mai mult decât un hobby. Ia uzi. Încep să câștig și bani din se poate. Talent. Deci iată că se poate. Da, pentru început. Bogdi, cum ți-a venit ție toată această nebunie cu beatbox-ul și când? Păi în urmă cu 2 ani, da, acum 2 ani în vară, am fost într-o tabără și bine, am mai văzut pe YouTube mulți așa făcând beatbox, am auzit așa beatbox, dar într-o tabără, vara, făceam eu așa de nebun pe deal și am văzut că-mi ies vreo 4 sunete deodată și... Ventriloc, ce mai? Da, și am văzut că nimeni nu poate, meream la fiecare și întreba, bă, tu poți să faci așa? Bă, cum faci, mă, omule, nu știu ce? Bine, n-aveau niciun ritm așa, n-am studiat chestia asta. Bă, am văzut că nimeni nu poate. Am zis, hai să progresez, hai să avansez, să văd despre ce-i vorba, ce chestia asta. Și am dat căutare, am văzut ce beatbox-ul cu adevărat, am văzut tot felul de băieți care aveau spectacole mari cu mii de oameni. Și când am văzut acolo tot felul de spectacole, am zis, hai să încerc și o chestie asta, adică eu de ce n-aș putea? Și am început să studiez, am început să prind ritmul, totul avea deja ritm. Și cam după vreo 10 luni am avut prima mea performanță la banchetul meu. Totul a fost o surpriză, eu n-am știut că voi face. Și au fost dus pe spate, mea, să înțeleg, nu? Spre surprinderea mea, toți au fost dați pe spate. Colegii când au văzut... Eu le-am mai făcut așa în pauză, dar nu și-au putut imagina cum sună de fapt la microfon toată mașinăria asta de sunete. Bogdi, apropo de scule și de microfon, cât de importante sunt reglajele care trebuie să-ți fie făcute pe instalația de sunet ca să sune cum trebuie? Foarte importante. Foarte, foarte importante. În principal contează microfonul și asta te ridică jumate din valoare. Practic ți-ai cumpărat un microfon special pe care faci? Am un microfon special, dar poate fi folosit chiar și la muzică, dar sunt microfoane speciale, încă nu l-am cumpărat, dar urmează, special pentru beatbox. Au toată acustica aia făcută pentru beatbox, diafragma tot și sună cu totul diferit. Bun, spuneai că ai început deja să faci totul la nivel semi-pro, adică ești deja chemat, ești... Da. Ce înseamnă, de fapt, un moment artistic de beatbox? Te duci cât mai multe piese sau cât timp trebuie să... În ce constă performanța ta? Păi, asta nu poți cronometra. În primul rând trebuie să simți sala. Adică publicul decide cât trebuie să faci tu. Practic ești mai mult un MC, nu? Decât un moment de sine stătător de jumătate de oră de beatbox, nu? Da, adică aș putea face chiar și o oră dacă lumea se distrează și îți cere asta și te aplaudă și te aclamează, de ce nu? Ok, unde crezi că vei ajunge în viitor cu hobby-ul tău? La ora actuală nu poți spune că ai putea trăi din beatbox, pentru că... Este o activitate foarte nouă, nu mulți au descoperit chestia asta și pe viitor nu văd de ce n-ar putea evolua. Totuși e un instrument, ar putea fi folosit ca un instrument, tobe cel puțin, să nu mai zicem de alte instrumente, vioară și... Clar. Se fac anumite campionate de beatbox sau așa, sau este doar o chestie artistică de ținut în cluburi? Se fac ambele sunt. Da, sunt și competiții,
cei din Underline, toți ei pentru asta lucră, pentru tehnică. Sunt două tipuri de beatboxeri. Și mai sunt cei de pe partea comercială. Eu încerc să mă axez pe partea comercială. Și lumea ar putea asculta mai mult partea comercială, pentru că o ia mai cu ușorul. Cei din Underline cu concursuri, cu ăsta... Sunt concursuri stil battle, ca la breakdance sau da, așa ceva. Da. Ce să-i miste, să faci, da, interesant. Bun, acum, pentru că suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, mă gândesc că totuși n-ai venit cu jingle bells în variantă beatbox sau ceva de genul ăsta. O să ne... Deși s-ar putea și chestia mă asta. Mă gândesc. Bogdi, super tare că te-am avut astăzi aici, eu mă bucur foarte mult și în primul rând îți mulțumesc pentru că ai venit la emisiune. Îți doresc un 2016 cât mai bun și cât mai ritmat. Mulțumesc. Și în încheiere să te auzim cu o demonstrație cât mai tare de beatbox. A venit astăzi să ne și să vă încânte și o tânără domnișoară pe nume Iris. Ciao, bine ai venit la emisiune! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să începem prin a te prezenta. Mă numesc Nistor Iris, am 11 ani, sunt elevă în clasa a 5-a. Studiez de un an la Școala Populară de Arte, la Canto. Numai de un an? Da, și am început să cânt de la 6 ani, doar că am studiat la Nădlac. A, cu doamna profesoară? Cu doamna profesoară Stesco Claudia. Și dacă tot cânti de cât? 5 ani, nu? Da. Cum de doar de un an ai început să mergi la Școala Populară de Arte? Păi până acum am studiat acolo pentru că a fost mai aproape și acum este destul de greu pentru că eu am școală de după masă și nu prea ajung, trebuie să plec de la ore. Dar merită efortul pentru muzică. Da, merită, îmi place foarte mult să cânt și sper că o să și ajung undeva. Cum a fost atunci când aveai tu 5 ani, 6 ani și te-ai apucat de muzică? De ce ai făcut acest pas? Mi-a plăcut și atunci să cânt și mami și tatea au văzut că vreau să cânt și m-au dus la un profesor de acolo, de la Nădlac. Îți mai amintești primele melodii pe care le cântai atunci? Mi-amintesc câteva melodii de la primul spectacol, de la zilele Nădlacului. Cred că am cântat Nu mi-e frică de Bau Bau. E super tare piesa, să știi, serios vorbesc. Și încă două, Cântă cu mine și Înghețată.
Și acela a fost momentul în care ai știut că tu vrei să fii o vedetă, așa-i? Da. Când te-a aplaudat toată lumea din fața scenei. A fost greu, am avut emoții la început, dar la sfârșit am văzut că mă aplaudă lumea și mi-am revenit. Deci ai început în urmă cu 6 ani cu Nu mi-e frică de Baobau și unde ai ajuns astăzi? La ce piese? Am ajuns la Dacă vreau prind o stea, Dintre colinde, a venit iarna. Care sunt cele mai dificile piese pe care le ai în repertoriu? Am și o piesă, Voi cânta, care încă mai lucrez la ea și mai am încă o colindă, Suflet de copil, care la fel o să lucrez mai mult și probabil că o să o cânt la Nădlac. Există vreo melodie care, o melodie din toată muzica existentă, care să-ți placă în mod deosebit și pe care ai vrea să o cânti, dar încă nu ai apucat să o studiezi? Îmi place Dintre colini de Vis de iarnă de la Andra și am mai multe piese care îmi plac de la Andra, Laura, Delia. Genul acesta de muzică vrei să-l cânti? Da. Este oare greu sau este ușor să devii o vedetă? Nu este foarte ușor, dar merită efortul. Pentru că? Pentru că apoi trebuie doar să mergi pe scenă, deja ești obișnuit cu tot și nu mai ai emoții. Nu mai... Primești un microfon, punește negativul și dă-i. Da. Da. Cred că este nevoie de foarte multă muncă, așa-i? Este nevoie. Tu cât cânti pe săptămână? Păi cânt în fiecare zi toate piesele pe care le Serios? Învăț. Da. E nevoie sau vrei tu să faci asta? E și nevoie, cred, dar îmi place să cânt și atunci fac din plăcere. Acum suntem pe final de an 2015, un an care a fost bun pentru tine, nu-i așa? Da. Pe unde ai apucat să cânti? Am cântat la Zilele Orașului Nădlac, la Semlac, la Gotlob, la Timișoara și... Deci în destul de multe locuri. Da, am mai cântat. Ce așteptări ai de la anul care stă să înceapă? Vreau să merg în continuare la Școala Populară de Arte și să ajung mai sus și probabil că o să încep să cânt și pe aici, pe la Arad. Bine, îți urăm ca toate visele să se împlinească și îți mulțumim că ai fost astăzi la noi la emisiune. Mulțumesc!
În casă patul e făcut, dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus, cu glasul ei cel dulce. Când mama spune de Iisus, cu glasul ei cel dulce. Cum s-a născut Iisus în vân, în ieslea cea săracă, iar boii peste el suflau căldură ca să-i facă. Iar boii peste el suflau căldură ca să-i facă. Și-au mai venit la el apoi păstorii de la stână și îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână. Și îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână. Thank you.
La majoritatea oamenilor de pe acest pământ, de Crăciun vine Moș Crăciun. La mine, sau mai bine spus, la noi, la emisiune de Crăciun, vin fete frumoase. Și astăzi am plăcerea să o salut pe o fată foarte frumoasă și talentată, și anume hashtag Mădălina Boronean Singer. Mădălina, mă bucur că ești nou la noi. Bună seara și bine v-am regăsit. Nu? Miss de anul trecut de la Colegiul, cum îi spune? Național Preparandia Dimitrie Schindeal. Așa. Și o cântăreață foarte tânără și talentată, aflată la început, nu? În mijloc? La apogeu? Nu. Nu. La început momentan. La începutul carierei. Mădălina, știe toată lumea că tu cânți de micuță, de când te prezentam eu pe la spectacole, prin Gheorok, așa mai departe. Anul trecut ai fost la emisiunea noastră de Crăciun, tocmai te întorsesc și de la ceva emisiune importantă, nu? Da. Anul acesta ce s-a mai întâmplat? Eu continui să mă pregătesc la Școala Populară de Artă, alături de doamna Claudia Ștescu, pe care o salut și căreia vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru mine. Pepinieră de talent avem acolo, da, Claudia. E o persoană foarte, nu știu, o persoană minunată și a reușit ca pe parcursul anilor să ridice foarte multe talente la suprafață. Așa, spuneai că te pregătești. Bine, pregătirea asta e ca la sportiv, știi, trebuie să vedem și rezultate. Pe unde ai mai fost? Ai mai cântat? De curând m-am întors de la Deva, unde am obținut mențiunea întâi. Am fost una dintre cele mai micuțe concurente. În Arad, la Ghiocel, tot locul întâi. Am păstrat tradiția. Da, e bine. În afară de aceste concursuri și festivaluri care sunt utile, adică au ele rolul lor, ceva serios, ceva... piese proprii, înregistrări, da, perspective. Pe viitor îmi doresc să am și eu o piesă, ca să spun așa, să încep așa ușor să intru în această lume, deși se intră foarte greu și se ajunge foarte greu acolo sus, unde toată lumea își propune. Și de ce nu să am propria mea carieră, să... Vrei să rămâi pe ușoară, pe populară, în ce direcție te-ai îndrepta? Eu cânt muzică pop, muzică ușoară, dar la evenimente precum nunți, cânt și populară și îmi place foarte mult. Cu alte cuvinte, îmi place să merg la nunți, dar e bine. Da, da, da. E bine. Trebuie neapărat totuși să te întreb despre aceste emisiuni televizate de căutări, de talente la care știm că ai participat. Am spune noi cu succes, dar... Da, am participat la o emisiune foarte cunoscută în România, unde am obținut... Trei de da. Și din păcate nu am avut norocul să fiu difuzată. Da, știu că sunt anumite rațiuni comerciale, anumite modalități de selecție, de... Da, oricum. Într-adevăr. Însă eu sunt foarte mulțumită pentru că am reușit să-mi demonstrez în primul rând mie că pot și că sunt pregătită să ajung acolo unde doresc și să fac asta. Și vreau să le mulțumesc, deși e cam greu să ne privească, pentru că s-au comportat foarte frumos cu mine, au avut grijă de mine și, nu știu... Cu alte cuvinte, pentru tinerii care cântă, care vor să încerce norocul în acest domeniu, merită mers la aceste emisiuni, da? Da, sfatul meu este să participe, pentru că e o experiență în plus, sunt niște emoții pe care nu pot să le descrii ce acolo. Chiar, povestește puțin despre aceste emisiuni. Nu știu, cred că a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Am trăit niște emoții, wow, și... nu știu, clipele și momentele pe care le-am trăit acolo pe scenă în fața juraților nu cred că pot fi descrise în cuvinte. Ce ai cântat? Măciriță cu trifoi. Tu ți-ai ales melodia? Eu am trimis câteva piese, iar ei au ales piesa care au considerat că mi se potrivește aici cel mai bine mie. Și cum a fost? Să-i vezi cu spatele, nu erau cu spatele la tine? Nu, vorbim de... Da, ok, aici nu sunt cu spatele. Ei stau cu vor, da, noi da, vedem. Da, ok. A fost minunat. Mi-a zâmbit, au fost foarte drăguți cu mine și la final îi mi-am făcut treaba, știi? Am cântat, mi-am văzut de treburile mele și la final văd că toată lumea se ridică în picioare. Nu știam cum să reacționez, ce să fac. Și am început să plâng. De fericire și de emoții așa amestecate. Și am fost foarte fericită când am văzut că se ridică în picioare și că mă aplaudă și ei. Care au fost comentariile juraților? Că sunt un concurent potrivit pentru această emisiune. Ce tare, circumstanțial, da. Oricum, foarte frumos. Deci ai repetat experiența chiar, da, dacă, clar, da. Chiar dacă știi că nu duce poate mai departe, da, din alte motive. Da, este foarte bine. Tu ești și o elevă foarte silitoare și, culme ironie, pentru că în ziua de azi toți vorbim de școală, toți vorbesc de școală. Ce îți place școala? Da, mie îmi place foarte mult. Păi.
Eu sunt la profilul de pedagogie. Fac practică în fiecare săptămână la școală, respectiv la grădiniță. Îmi plac foarte mult copiii și, nu știu, merg de fiecare dată cu drag la școală. Cum de mai ai timp pentru a te ocupa de cariera ta muzicală, având în vedere că te dedici foarte mult școlii? Încerc să le fac pe toate pentru că îmi place. Și dacă îți place un lucru, faci tot posibilul să-l faci. Să nu-l lași deoparte pentru altceva. Iar mie îmi place. Anul trecut ai fost chiar Miss. Da. La acest liceu. Anul acesta ai predat coronița. Într-adevăr. Cum a fost anul tău de glorie și cum a fost să predai mai departe ștafeta? A fost foarte frumos. La bal am cântat anul acesta. Și am trăit așa niște emoții foarte mari, văzând că o altă fată devine Miss și deja sunt dată uitării, să spunem. Dar sunt, nu știu, momente foarte frumoase. Și când o vezi pe următoarea Miss Boboacă fericită, cu acea coroniță, adică sunt momente pe care și eu le-am trăit. Și a fost foarte frumos. Ce așteptări ai de la 2016? Îmi doresc să fie un an cel puțin la fel de bun ca acesta și ca cel de anul trecut, ca anul trecut, pentru că încet, încet și cu multă muncă, eu cred că voi ajunge acolo unde mi-am propus de atâta timp, pentru că e nevoie de multă muncă, într-adevăr, ca să ajungi acolo sus și chiar îmi doresc asta foarte mult. Bine, îți ținem pumnii și cât mai multe realizări în 2016. Mulțumesc frumos! Oh,
Vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul acestei emisiuni frumoase, sperăm, pe care am încercat să vă pregătim. Vă urăm în continuare sărbători fericite și să ne revedem cu bine!